Salut, astăzi voi încerca să prind niște pește în niște condiții foarte dificile din cauza că bate un vânt de tăia pe sus. Am noroc aici unde sunt eu, vântul îmi bate din spate și stau în portbagajul mașinii. O să încerc să prind niște caras. Voi folosi o nadă specială pe care ți-o voi arăta mai târziu, după ce prind primele capturi. Sper să am prezentări, sper să fie o partidă ok, cu toate că bate vântul. Eu cred că pe această vreme ar trebui să mănânce și peștele. Am avut o trăsătură foarte frumoasă. A venit primul caras, un caras absolut superb. Și nu vine să crezi ce frumos este. Da, sper să vină și alții mai mari. Ia uite ce babușcă frumoasă a venit. Cred că sunt babuși mai mici care mai trag, din cauza că mai am câteva rateuri așa din când în când. Dar bine că a venit această babușcă frumoasă. Folosesc această montură cu metod, porumb de silicon camomeală, iar pe monitor o nadă foarte, foarte bună. Intră acolo în descriere și urmărește clipul ca să înveți cum se face această nadă absolut genială. Încă un caras extraordinar de frumos. A venit la 2 minute după ce am lansat undițele. Superb. A treia specie pe ziua de azi. O rușioară foarte frumoasă. Nu mă așteptam să prind și roșoară și babușcă, dar și caras, să fie trei specii deja. Mă bucur foarte mult că am activitate, sper să mai vină și alții mult mai mari decât aceștia. Am prins un oblete, efectiv nu mai are solzi, probabil a fost atacat de știu că sau ceva, deci nu mai are solzi pe el. Am mai prins o babușcă, nu am mai filmat drill-ul din cauza că am aruncat undița și am pus-o pe cărcan, am pus bambina, după care am întins-o dintr-o dată și m-am speriat, am crezut că cine știe ce pește l-au venit. A mai venit un caras. A fost o scurtă pauză pentru pești. Nu au mai tras vreo oră și ceva, dar au revenit. Sper să nu fie ultimul caras, sper să mai vină și alții, pentru că sunt un pic dezamăgit, deoarece nu mai am trăsături exact cum aveam în alte partide. Sunt destul de rare trăsăturile. Adevărul e că sunt pe un loc cu apă mai adâncă. Trăsăturile maică au dispărut pentru moment. Însă cu toate acestea eu mă aștept să mai prind astăzi pește, deoarece sunt condiții absolut perfecte pentru pescuit. În primul rând bate vântul, apa este foarte oxigenată, ceea ce înseamnă că peștii vor fi mult mai activi. Iar în al doilea rând cerul este noros
și temperaturile nu sunt foarte ridicate, să spui că bă, este caniculă și peștele nu va fi activ. Deci sunt condiții potrivite pentru pescuit. Vom vedea dacă voi mai avea trăsături. Momentan peștii au făcut o mică pauză. Încă o specie a venit la Method Feeder cu porumb de silicon. Un biban, deci nu vine să cred, nu știu ce caută bibanul la porumb de silicon. Acum azi am prins multe specii de pești. Sperăm să mai vină un pește, voi lăsa pentru ultima oară din cauza că m-am plictisit. Nu prea mai trage nimic, plus de asta bate și un vânt foarte puternic. Încheie această partidă, nu foarte bine, dar nici foarte rău ca să fiu sincer, deoarece e o partidă foarte scurtă de jumătate de zi. Am prins 3 carași, 2 babuși și o rușoară. Practic am 3 specii diferite de pește, toate prinse la porumb de silicon. Nu uita de linkul din descriere unde ți-am lăsat clipul cu Nada, de asemenea și alte clipuri ca de exemplu cum să-ți faci mămăligă și șod de floarea soarelui acasă. Îți mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Marian Pescarul, fir întins!